Treptele nevoinței. De nu poți face 20 de metanii, 10, iar de nu poți face nici 10, o închinăciun, dar fă. De nu poți sta o oră la rugăciune, stai măcar 5 minute, dar stai. De nu poți ajuna, măcar postește. De nu poți face bine, măcar nu face rău. De nu poți construi biserici, construiește măcar o troiță. Și de nu poți nici măcar o troiță, dă un leu săracului. De nu poți construi fântâni, dăruiește măcar un pahar cu apă. Fii milostiv cândva. De nu poți întoarce străinii la calea lui Dumnezeu, întoarce-i măcar pe cei ai casei. De nu poți vorbi frumos, măcar taci. De nu poți să acoperi greșeala celuilalt, măcar nu-l părâ. De nu poți face pace, măcar nu aduce tulburare. De nu poți ajuta cu fapta, ajută măcar cu vorba. Și de nu poți nici cu vorba, măcar nu pune piedici. De nu poți iubi pe vrăjmași, măcar nu-i urâ. De nu te poți bucura de darul celuilalt, măcar nu-l invidia. De nu poți aduce bucurii, măcar nu întrista. De nu poți fi sfânt, fii măcar om. De nu poți să nu păcătuiești cu gândul, măcar nu păcătui cu fapta. De nu poți fi tu cinstit, măcar nu împiedica pe ceilalți să facă binele. De nu poți tu fi drept, măcar nu-i judeca pe cei ce vor să trăiască drept. De nu poți urca pe scara virtuților, măcar nu da înapoi. Am găsit aceste trepte ale nevoinței pe net și m-am gândit că toți avem nevoie să ne gândim o clipă, așa cum spun eu mereu, că în fața lui Dumnezeu nu ne ducem nici cu facturi, nici cu casa, nici cu mașina și nici cu conturile din bancă. Ne ducem doar cu faptele noastre cele bune. Vă doresc o viață frumoasă și gândiți-vă, voi cum vreți să ajungeți în fața lui Dumnezeu? Cu faptele sau cu facturile?